câți kilowatt de panouri îmi va permite să-mi instalez acasă furnizorul de energie electrică? Eu sunt Victor și astăzi vom răspunde la această întrebare. Din data din 1 ianuarie au fost introduse modificări în legea cu privire la energia din resurse regenerabile și la fel a fost introdusă noțiunea de plafon individual de capacitate. Deci, ce înseamnă plafon individual de capacitate? Pentru fiecare solicitant, furnizorul va calcula în parte puterea admisă către instalare pentru panouri fotovoltaice. Respectiv, pentru fiecare 100 de kW de energie electrică consumați în mediul lunar, furnizorul va elibera permisiune pentru un kW fotovoltaic. De exemplu, aveți în mediul consum lunar de 300 de kW pe lună, respectiv, furnizorul vă dă plafonul de capacitate cu putere de 3 kW. Dar noutatea bună este că la dare în exploatare avem posibilitatea de a monta un invertor mai puternic, cu rezervă. De exemplu, 3 kW de panouri și invertorul de 7 kW. După ce obiectul va fi dat în exploatare, dumneavoastră, pe parcursul de un an de zile, vă măriți consumul de energie electrică. Peste un an, scriem cerere prin care solicităm mărirea plafonului de capacitate și după asta extindem puterea stației fotovoltaice. Și dacă dorești să obții mai multe informații, sună pe numărul indicat în descriere.